Problema câinilor fără stăpân se acutizează pe zi ce trece în orașul Slatina. Locuitorii se arată foarte nemulțumiți de prezența acestora pe străzi, privindu-i ca pe un real pericol atât pentru ei, cât și pentru cei mici care nu pot merge nesupravegheați nici măcar în locurile de joacă. Aceștia îi învinovățesc în mare parte și pe vecinii lor, care îi hrănesc în jurul blocurilor, fapt care determină apariția număr tot mai mare a patrupedelor în cartierele din oraș. Problema câinilor comunitari, vă simțiți amenințată? Da. Da, să-i strângă, să-i ducă undeva, moare, să le facă ceva, să dispară, să-i strângă, nu știu. Și mă feresc, port niște pietricele în buzunar să dau după câini. Văr, în Slatina există cam mulți câini. Legislație în acest sens, că fiecare trebuie să-i pună semnul că aparține cuiva și ar fi frumos din partea fiecăruia să-și îngrijească animalul. Bineînțeles că mi-e teamă. Peste tot sunt numai câini care, nu știu cum să vă zic dumneavoastră, nimeni nu se ocupă de ei, nimeni, absolut nimeni. Nu știu, să facă niște încăperi ceva pentru ei, ca să îi strângă după străzi, pentru sterilizare, probabil. Să îi strângă cei de la primărie și mi-e teamă, vă dați seama. O să crească și copilul și la noi în fața blocului avem și parc și se strâng acolo. În zona în care stau eu chiar sunt mulți. Sau să se facă ceva cu ei, să nu mai fie duș undeva sau... Deși s-au mai luat din ei, nu mai sunt atât de mulți cum era odată. Ar fi bine să fie la, cum să zic, la adăpost. Nu pe stradă, pentru că nu se mai înmulțească, pentru că și așa suntem sătui de ei. Pentru că am fost mușcată de 3 ori, să știți-o. Iubitorii de animale propun ca și soluție strângerea lor de pe străzi și ducerea acestora în adăposturi canine, respectiv sterilizarea, în timp ce ceilalți slătineni vor doar să se vadă scăpați de acest pericol. Pe de altă parte, acestea nu își explică cum pentru o perioadă câinii dispar din cartiere pentru ca mai apoi să reapară de această dată în număr mai mare. Rezolvarea problemei câinilor comunitari tinde să fie din ce în ce mai complicată și asta pentru că în acest moment în țara noastră nu există un cadru legislativ bine pus la punct.